genul programului Talk Show. Ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Astăzi avem o ediție specială, aș putea spune, pentru că vom discuta despre Halloween. O sărbătoare pentru care americanii am putea spune că este cea mai importantă sărbătoare după cea a Crăciunului. Pentru ei, bineînțeles. Dar și românii au împrumutat-o și nu numai. Despre ce superstiții există în această perioadă, despre originile acestei sărbători, vom discuta astăzi cu invitatul meu, Marcel Lapteș, etnolog. Bună ziua și bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc mult pentru faptul că mă aflu iarăși în platoul dumneavoastră. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți să ne sunați la numărul 0354-738-888 și, bineînțeles, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook, Tu ai cuvântul. Astăzi vreau să povestim puțin despre semnificațiile care sunt, bineînțeles, ale acestei sărbători împrumutate. Și de unde își are rădăcina această sărbătoare despre care cu toții vorbim în această perioadă, copiii și nu numai se costumează în tot felul de vrăjitoare, de prințese, de monștri. Este o totală nebunie. Acum și în magazine și colegii mei au realizat un material și toate sunt pline ochi, v-am zis, de la copii până la cei mari, toți se costumează, merg la petreceri de Halloween. Ce este acest Halloween până la urmă? Halloween nu este o sărbătoare folclorică din cultura celtică, irlandeză, care la bază are un păgânism precreștin. Mulți dintre noi, cel puțin chiar cei care o practică, nu prea știu care sunt semnificațiile profunde. Văd partea aceasta de amuzament, partea aceasta dramatică, chiar teatralizare, cu măști, în care un anumit segment al populației noastre, este vorba de cei foarte tineri și chiar tinerii din clasa socială de mijloc, ca să spun așa, au adoptat-o într-un fel de divertisment, aș spune, pentru prima dată. Dar sărbătoarea este asociată cu alaiul de copii mascați. Mascați în stafii, în vrăjitoare, în elfi și în tot felul de personaje, unele proprii mitologiei occidentale, celtice. În speță irlandeze, pentru că vom vedea că irlandezii au dus acest obicei, ca să-i spunem, obicei folcloric, peste ocean, în Statele Unite, în perioada în care ei au plecat în emigrație. Se știe că a fost un număr destul de mare de irlandezi care au populat Deci nu a plecat din America această sărbătoare, probabil mulți dintre Europa noi ne închipuiam. Nu, din Europa la noi. Și în perioada când s-a format statul american, știm prea bine că comunități masive au plecat în teritoriul lumea nouă, așa numită. Acești copii merg de la casă la casă, bat la ușă, la ușile caselor de regulă vecine, pentru a solicita dulciuri, prăjituri, bomboane, fructe și așa mai departe. În cazul că nu le dau aceste dulciuri, ceea ce nu se prea întâmplă, așa, acești copii blestemă pe cei din casă. Ei, ajungem la acest blestem, ca să spun eu, pueril, naiv, care are o semnificație foarte mare și maturii se cam tem de acest blestem.
Și de aceea rar când nu primesc dulciurile, doar dacă nu e nimeni acasă. Aceste implicații care eu le spun de carnaval și macabre totodată, s-au impus destul de greu în Europa. În ce sens? Deși și-au rădăcinile aici. Da, dar aici s-a întâmplat un lucru. În cadrul religiei catolice, cam prin anii 823, a avut loc, s-a dat un edict potrivit căruia, în data de 2 noiembrie, Halloween este în 31, noaptea de 31 octombrie, deci data aceasta de 2 noiembrie va fi sărbătoarea tuturor sfinților. Și este important că chiar Papa Grigore al IV-lea sugera tuturor episcopilor din acea perioadă să se țină cu sfințenie de această sărbătoare. Ei erau un impact, pentru că între data de 31 și data de 1 și 2 era un timp foarte apropiat. Și atunci, de-aia m-am exprimat eu la început, că această sărbătoare a pătruns foarte greu în Europa, vorbesc în rândul maselor. Problema e că, cu timpul, sărbătoarea a început să fie paralelă. Deci o sărbătoare quasi-păgână și o sărbătoare religioasă. Rădăcinile sărbătorii de Halloween o să o găsim cu certitudine în mitologia scandinavă, în mitologia, zic eu mai precis, ca să nu greșesc prea mult, în cea celtică. Celții, care, dacă mă înșel, considerau data de 1 noiembrie o dată în care se finaliza anul, pentru că se terminau lucrările agricole și trecea așa de la toamnă la iarnă. Aici vreau eu ca să fac niște precizări. Oamenii de pe orice areale folclorice, de pe orice spații din Europa și chiar de pe glob, au avut întotdeauna revelația unor lumi. Lumea care era această materială concretă era lumea în care trăiau. Dar ei au văzut și un lucru nemaipomenit, că mai există două feluri de univers. Un univers care este sus, cerul, deci atmosfera, cosmosul, și un univers care este teluric pământesc, dedesubt. Ei bine, în cadrul acestor lumi, așa numite, au observat că sunt niște date astronomice legate de solstiții, legate de alte și alte, de anotimpuri și așa mai departe, în care lor li se părea, datorită unor fenomene meteorologice, că lumea se deschidea, adică cerul se vedea mai bine, se putea pătrunde în tainele pământului. Până la urmă erau niște fenomene absolut normale, însă ei interpretau aceste lucruri. Erau niște fenomene care erau, cum să spun eu, pur fizice, naturale. Dar noi știm că undeva copilăria umanității este mitologia. Oamenii și-au creat un epos, un fel de spațiu al lor care reprezenta ceva de după viața lor. Ei știau că vor merge în altă lume și vor trăi în continuare, aproximativ, așa, după orânduirile pământești. Halloween-ul este tocmai un fel de sărbătoare paralelă. Această deschidere pe care strămoșii o considerau că este fundamentală era de fapt ce? Era o interferență între o viață fizică și o viață viitoare. De aia copiii își pun măști. Măștile reprezintă personajele care populau ce? Populau și atmosfera și cosmosul, da? Populau și subpământeanul. Cam aici ar trebui să înțelegem noi. Două lumi paralele, am putea spune. Problema este că impactul care este cel mai mare este atunci când
Omul este atras de o anumită religie. Vorbesc de creștinism, islamism. Deci și așa mai departe. Este înțeles diferit în funcție de religie, religia pe care o are fiecare. N-aș pune chiar în totalitate. Dar religia a impus niște canone. Adică, dar fiind o sărbătoare a tuturor sfinților care există în panoplie, în calendarul creștin, aceste manifestări care erau așa numite diavolești, drăcești, acest balai de carnaval cu tot felul de măști, cu, în sfârșit, care se petrecea seara, atenție, el nu se petrece în timpul diurnului, ci noaptea. I-a făcut pe diriguitorii instituțiilor religioase să cam ia măsuri. Și de aia, pe 1995, în Franța, dau un exemplu, s-au strâns mai mulți episcopi care au făcut o plângere la papă și au spus că această sărbătoare este drăcească, vrăjitorească și că impietează cu totul și cu totul conceptele religiei. Citeam acum recent prin ziare că la noi în Transilvania chiar un episcop, n-am mai reținut din ce zonă, a furisit acțiunea ca atare Halloween-ul. Deci biserica nu este întru totul de acord cu această nu este pentru că spuneau că este de fapt un desfrânt satanic în care oamenii trebuia să pregătească pentru marea sărbătoare care este cultul morților. Și acum voi lega puțin de cultul morților lucrurile ca să vedem că de fapt întregul Halloween este, are și rădăcină de practici păgâne în cultul morților. Aceste măști care sunt de dincolo, măști de vrăjitori, de stafii, de strigoi și așa mai departe, sunt de fapt ce un univers uman care populează în concepția lor sub pământeanul sau cosmosul. Aici Biserica considera că este o impietate, că atunci când oamenii serbează absolut toți sfinții și la noi, fac o mică paranteză, la noi în Transilvania există o sărbătoare uluitoare care se numește Luminația. Luminația este de fapt o influență profundă a religiei catolice, dar o țin și ortodoxii cu același fast și cu aceeași pietate. De ce? Pentru că cultul morților o să-l găsim la noi, în întreg folclorul românesc, în toate zonele noastre, în diferite și diferite sărbători fundamentale care sunt legate de ce? De trecerea anului. Moartea concepută de către strămoșii noștri era de fapt ce? Moartea unor anotimpuri. În această perioadă suntem în 30, așa? Deja începe iarna. Toamna nu mai are puterea respectivă și întreaga natură, de orice fel, animalică, plante și așa mai departe, intră într-o amorțire. Și oamenii, până la urmă, intră într-o amorțire. Și atunci, această amorțire a fost concepută în trecut și o să vedem în foarte multe texte folclorice că ea este echivalentă, de fapt, cu ce? Cu moartea, cu plecarea în alt tărâm, în tărâmul celălalt. Și de aia, în această perioadă, se fac focurile lângă gospodăriile țărănești, iar la noi, la orașe, se merge cu lumina, cu lumânările la morminte și e un fel de imagine. La noi mai mult în 1 noiembrie, sâmbătă, deci, se face acest lucru. Toți merg la mormintele. Da, tocmai asta vreau să spun, că 1 noiembrie este lipit de 31. Și atunci de-aia biserica nu este de acord că acest dezmăț saturnalic, așa, să apară în această perioadă. Dar se mai păstrează această tradiție la sate cu focul de care îmi spuneați mai devreme? Tradiția focului începe în perioada asta de toamnă cu sărbătoarea lui Simetru, cu Sfântul Dumitru,
care este izvoritorul de mir și este unul dintre sfinții importanți care din, a fost, din calendarul, care a fost în, acum în 26 de ani, așa, care este de o importanță deosebită în calendarul ortodox și în calendarul agricol țărănesc, pentru că țăranii au avut un calendar nescris, oral, care era de fapt calendarul, da, care era de fapt calendarul existenților în cadrul muncii, și un calendar religios care se interfera. Este de fapt ce? Sunt niște anotimpuri magico-religioase pe care țăranul le-a respectat cu strictețe. Problema este că începe în această perioadă să se combată ce? Să se combată amorțirea, moartea. Și atunci încep focurile astea, așa ritualice, care se făceau în latra satului. Și aceste focuri, ce rol aveau? Să încălzească morții. Pentru că se crede că în această perioadă se deschid pământurile și cerurile și morții vin și cer mâncare și căldură. Deci în perioada de la Sfântul Dumitru din 26 de la Sfântul Dumitru până la, nu, până la Sfântul Andrei, când de fapt este perioada în care putem vorbi de către anotimpul iarna și putem vorbi de alte spirite, de strigoi și așa mai departe, dar asta este altă problemă. Vom vedea că și de Halloween copiii umblă cu acești dovleci care sunt în fața noastră. Da, sunt câteva simboluri, da. Dovleacul, pisica neagră, păienjeni, simbolurile astea, liliecii, care sunt primul simbol, este așa numitul dovleac sau bostan, cum se spune popular la noi. Apoi, ce reprezintă dovleacul? Că puțin știm, este o plantă din curcubitacee și nu știu ce. Bine, dovleacul, bine, dar acum dovleacul are forma, are forma capului. Capul, de fapt, ce este? Capul este locul în care procesele psihice de judecată cele mai profunde se întâmplă acolo. Vorbesc profan. Așa. Și atunci, cei care practică sărbătoarea respectivă au aplatizat, au suprapus acest cap cu ce? Cu un fel de totem, cu un fel de imagine care îi păzesc pe ei, care fac spirite rele, să nu pățească ei, să fie atrași de spiritele astea rele. Și vom vedea dovleagul, care este sculptat cu ochi, cu nas, cu... Bine, el este sculptat chiar ca o operă de artă în anume situații. A devenit situații. În timp, într-adevăr, cum spuneți noastră, o operă de artă. Lumânarea, de fapt, ce este? Avem este... și noi, doar că nu se vede prea bine lumânarea. Lumânarea, de fapt, ce este? Reprezintă tocmai acest flux de căldură pe care în această perioadă acest alai vrea ca să-l aducă pentru a liniști spiritele malefice. Putem spune că... Deci putem spune că acum nu mai există spirite malefice nici aici la noi în platou, au dispărut toate, da? Pentru că avem acest totem pe care nu avem voie să-l atingem, dar în sfârșit. Problema este că se pune o întrebare firească pe care orice telespectator și o poate pune. Cum de a pătrunză această sărbătoare la noi? Pentru că înainte de 90 numai specialiștii, deci noi etnologii știam cam care este semnificația. Bine, semnificația de 90, sărbătorii. Probabil nu prea aveam voie să știm și prea multe apoi, despre unele sărbători. Și apoi, cum să spun, odată cu liberalizarea demersului critic, noi am început să facem știința comparată, să mai vedem și care este spiritualitatea înaltă în alte țări, în Occident mai special. Dar vorbim de vreo 20 de ani aproape de globalizare. Ei, ce este globalizarea? Globalizarea este, de fapt, o, ca să o iau foarte simplu, o nivelare și o pătrundere a culturilor limitrofe, a țărilor din jurul nostru, în spațiul nostru. Adică, pentru că trăim într-un fel de țară foarte mare, care se numește Europa, cu mai multe sate, printre care și România este un sat uluitor, obiceiurile și datinele acestor țări au început să se interfereze. E o chestiune nemaipomenită. Și atunci,
mediile culturale, special cele care au fost anglofone, e vorba de elevii care studiau limba engleză, profesorii care predau, institute care se ocupa de cultura occidentală, nu numai franceză, germană, nu numai engleză, franceză, germană și așa mai departe, au exacerbat puțin în spațiul nostru cultural această sărbătoare. Și începând cu 1999, ea a început să fie, să pătrundă în toate mediile, în primul rând, școlare. Adică... Au început cu cei mici. Cu cei mici, firește. Ei erau atrași și în continuare sunt atrași de această sărbătoare. Profesorii și-au dat seama că această sărbătoare, caracterul lor, implicația acestei sărbători, poate fi o metodă didactică de a învăța limba și cultura engleză. Și le-a reușit prin acest... După părerea mea, le-a reușit foarte bine, pentru că copiii, cât de mici sunt ei, începând chiar de la grădiniță, și nu exagerez cu nimic, au început să fie aruncați, să plunjeze în imensa spiritualitate și larga spiritualitate occidentală. Am nu vreau să fac un elogiu extraordinar adus culturii, pentru că fiecare cultură are importanța ei deosebită. Și cultura noastră o știm prea bine ce este și cum este. Dar iată că această sărbătoare a pătruns atât de repede la noi, neașteptat de repede. Norocul nostru a fost că și mass media pe canale, începând cea audiovizuală și cea scrisă, s-a implicat foarte serios, prima dată ca divertisment. După aia s-a gândit, stai că este totuși... Este o treabă cât de cât serioasă. Este un spațiu serios. De ce? Pentru că noi am început prin asta ca să vedem care sunt și trăsăturile globale ale culturilor străine. Pentru că aluia nu este așa un fel de segment. Este o treabă serioasă și pentru unii este o adevărată afacere, pentru că s-a transformat, s-a transformat într-o afacere foarte bănoasă. Aici putem să vorbim mai multe. Trebuie să spunem că această sărbătoare este o sărbătoare mai mult urbană. În mediul rural ea este adiacentă. Și probabil că în localitățile, să zic eu, mai mari, cum ar fi Ilia, Puiu și așa mai departe, deci niște comunități mai mari. Și unde mai sunt tineri. Unde mai sunt tineri și unde sunt învățământul de toate gradele, inclusiv liceu, acolo profesorii care se ocupă de educația copiilor au adus în conștiința copiilor această sărbătoare. Dar, în general, în mediul rural, oamenii sunt conservatori. Noi avem obiceiurile și datinile noastre și am explicat care ar fi interferența. Prima interferență este luminația, care este o interferență religioasă, apoi cultul morților, care are substrat popular, cu totul popular. Și fiind conservatori, oamenii care aveau și o cultură, cum să spun eu, oarecum lineară, ca să spun, scăzută. Este vorba de oameni mai în vârstă. Nu știau ei de Anglia, de Irlanda. Nu știau ei, de exemplu, acum de New York, care este cel mai irlandez oraș în Statele Unite. Și alte lucruri. Și atunci observăm undeva un fenomen foarte ciudat și în același timp care pune probleme nu numai noi, nouă ca și specialiști, dar și omului de rând. Oare începe migrația spiritualității și folclorului occidental spre noi? Că avem Sfântul Valentin, avem tocmai ce spuneam la această sărbătoare, că destul de multe sărbători au ajuns să fie împrumutate. După părerea mea, spuneați un lucru nemaipomenit, că deja s-a creat o industrie în jurul acestei sărbători. Industria respectivă, nu numai aceea a costumilor, a măștilor și așa mai departe. Au apărut tot felul de
cum să spun eu, mărci de băuturi, mărci de, de bomboane, mărci de dulciuri și așa mai departe. Vom vorbi despre acest subiect referitor la afacerile care roiesc în jurul acestei sărbători, dar acum luăm câteva minute de publicitate, după care revenim în direct. Am revenit în direct, discutăm astăzi despre ce înseamnă Halloween și cum a ajuns de la noi din Europa în America și iar la noi în Europa. Pentru că, așa cum spunea și invitatul meu, domnul Marcel Lapteș, etnolog, a fost prima dată, de fapt a plecat de aici, de la noi din Europa și am ajuns cu discuțiile despre afacerile care au pornit așa în jurul acestei sărbători. Mă rog, domnule Lapteș. Vorbeam despre industria care este de... care s-a creat, ca să spun așa, în jurul acestei sărbători. Dacă stăm și ne gândim în cadrul sărbătorilor care are penetrație în mijlocul oamenilor și care reprezintă totuși în conștiința lor ceva, s-a creat un fel de economie de piață. Așa. Cere și ofertă, vânzare, cumpărare și așa mai departe. Există aici, domnului. Da, aici observăm cu toții un lucru care acum 15 ani, să zic, 10 ani, nici nu exista. În toate magazinele de orice fel, că sunt în supermarketul și așa mai departe. Chiar și la buticul așa, de la colțul blocului, da, găsim în această perioadă adevărat, măști, da, și alte obiecte specifice, da, acestei perioade. Costume, măști, tot felul de, de, cum să spun eu, de obiecte care, care semnifică ceva. Baghete magice și așa mai departe. Nu facem acum un fel de șira obiectelor respective, dar problema este că sub aspect material, ca să spun așa, sărbătoarea spirituală a acestor nopții, așa numit nopților, să zic eu, stafiilor, așa care este Halloween-ul, este susținută foarte bine. Eu am văzut, de exemplu, niște măști care m-au cam înfiorat, cât eu de în vârstă. Este o sărbătoare totuși macabră. Adică niște macabră. Măști urâte, dar în același timp, acest urât avea un anume estetic. Avea ceva care polariza atenția și care pe copiii mișca cu totul. Copiii și-au intrat cu un firesc și cu o naturalețe în această sărbătoare, încât pur și simplu s-a îndepărit în sufletele și în mintea lor și ei aproape că știu data. Nu stai ca asta, da, la sfârșitul lunii, în 31. Deși poate ar trebui să îi sperie puțin. Da, problema, cum spunea dumneavoastră, că sunt tot felul de măști fioroase. Problema este că, să ne punem întrebarea, este bine sau este rău? Aici undeva adevărul este la mijloc. Ceea ce este bine este că toți tinerii, începând de la clasele mici și până la clasele mari, zice eu, liceu și apoi chiar facultatea, așa, se află sub imperiul unui cumul de informație culturală extraordinară care vine de dincolo și care este alimentată în primul rând prin industria IT-ului, calculatoare și așa mai departe, și în al doilea rând este, începe să fie un segment așa de viață pentru ei, pentru că de aici, din acest amalgam extraordinar de industrie a sărbătorii, urmează undeva și reciprocă. El ajută să se materializeze, să se cimenteze această sărbătoare. Am mai putea spune un lucru care este interesant, că sărbătoarea respectivă este totuși pașnică. Adică, după știința mea, nu am observat
în mass media cel puțin. S-au trecut evenimente neplăcute cu ocazia acestei sărbători. Corect. Deci nu am văzut nici să bată în lemn, Doamne iartă-mă, crime sau câte și câte se mai întâmplă. Deși atmosfera toată este aceea de, cum să spun eu, de filme de astea de groază. Așa. Dar probabil că s-a stabilit un fel de convenție potrivit căruia, chiar dacă ei fac ceea ce fac, trebuie să facă în limita bunului simț. Și am văzut copii pe stradă și până. Problema este că și cei mari, 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 deci tineretul ăsta aproape spre vârsta a doua, spre vârsta a doua, au început să-și specializeze acțiunile legate de sărbătoare. De exemplu, vin în barul și în barul se fac tot pe felul de programe specifice. Petreceri, în care apar măștele. Apar după aia această chiar sărbătoare cred că se simte direct în casele oamenilor, pentru că își decorează cu tot felul de obiecte, de simboluri specifice aceste sărbători, își decorează casele. Aș zice eu că încă nu are totuși amploarea care o are în Occident. Categoric nu, care, dar sunt. În care casele sunt toate luminate și în sfârșit și vezi alaier de copii pe stradă și vezi pe polițaiul care stă într-un colț și păzește și se uită. Bine, aici la noi cred că puțin părinți au curajul de a-și lăsa copiii singuri pe stradă la ora 11 noaptea. Este firesc, da. Dar problema este că treptat, treptat se ajunge undeva la o copie, dar nu o copie strictă a ceea ce se întâmplă dincolo, ci o copie trecută prin filtrul personalității tineretului nostru. Și asta este bine. Adică ei înțeleg că le plac fastul și tot ce se întâmplă acolo și au această, cum să spun, orientare spre ocult, dar totuși o fac în limita bunului simț și în limita, a zice eu, a conceptului moral românesc, în ultimă instanță. Și asta este bine. Există superstiții în această perioadă de 30, 31, chiar și 1 noiembrie? Ar trebui oamenii să facă sau nu anumite lucruri? Superstițiile de care eu concept cuvântul ăsta de superstiție nu-l folosesc, pentru că superstiția este, are altă și altă conotație. În obiceiurile și datinile noastre, eu îi zic credință. În această perioadă, și nu numai în această perioadă, în mod deosebit, în folclorul nostru local, și folclorul nostru vorbesc din arealul hunedorean, există niște obiceiuri, niște credințe, niște date, dar ele n-au legătură cu sărbătoarea propriu-zisă de ce are legătură cu ce spuneam noi de luminație. Și la luminație trebuie să spunem două lucruri. Asistăm aici, în Transilvania noastră, la o interferență și mai bine la o confluență a religiilor. Cultul morților, care există atât de bine pus în toată mitologia noastră străveche, de la dat și până acum, îl găsim dogmatic, religios, îl găsim în cadrul credinței religioase creștine la noi. Ei bine, din acest punct de vedere, a între ghilimele a superstițiilor, ca să folosesc acest termen, am avea niște aspecte potrivit cărora în această perioadă, vedeți că vine acușa în 1 noiembrie, care este ziua morților, ziua morților, exact, și la noi se ține la noi. În alte zone, în Moldova și în Transilvania. Se ține într-o altă perioadă anului, dacă da. Nu știu că și în Oltenia este sunt, în altă sunt perioadă. Sunt vreo 2-3 mari sărbători adiacente în care se face cultul morților. În această perioadă se dau pomeni. Pomenile respective nu sunt chiar oricare, pentru că este legată de... Dacă îmi permiteți o paranteză, da. Să sperăm că nu vor fi și pomeni electorale. Să sperăm că așa ceva nu vom avea. Alea, după capul meu, cred că există. Le cam vedem, da? Haideți să revenim totuși, să nu intrăm în alte discuții.
Deci, se face... Pentru asta ne-am luat bostanul, știți? Da. Să-l scăpăm de spiritele astea rele. De spiritele rele, da. Se fac niște pomeni, niște danii, așa numite, potrivit căruia aceste pomeni se fac datorită faptului că în această perioadă, spuneam și înainte, se deschid cerurile, se deschid pământurile, vin morții și alte spirite. Și morții, în special, cum spuneam, vin însetați și înfrigurați. Și atunci se face pomană, se dă o lumânare, se dă un colac, se dau niște mere, niște fructe și așa mai departe. Asta ar fi un obicei, obiceiul pomenii, care de fapt este obiceiul sacrificiului, se dă ceva. Pentru că pâinea aia reprezintă, cum să spun, trupul Domnului și așa mai departe. Dar, repet, nu are legătură cu ceea ce discutăm noi despre Halloween. Un alt obicei care mai este în această perioadă, odată cu terminarea sărbătorii semădrului a Sfântului Dumitru, se încheie sorocul oilor. Adică calendarul agrar al aici pastoral... Aici cred că se mai păstrează, pentru că la noi în județ încă mai sunt foarte mulți crescători. Cum să spun, noi suntem o zonă de crescători mai mult de vite și cu agricultură vegetală mai puțină, că pământurile noastre sunt cum sunt, dar mai mult prin lungi și așa mai departe. Dar eu vreau să spun că în această perioadă, și până la Sfântul Andrei, chiar până la Sfântul Andrei, când de fapt intră iarna în drepturile sale, se mai fac pomeni, se făcea odată, acum n-aș putea să spun că se mai fac și acum cu certitudine, dar până acum vreo 20-30 de ani, se făceau așa numite mese pentru morți. Adică se venea... Se făceau în cimitire aceste mese, aceste pomeni? Nu, se făceau în gospodăriile oamenilor. Așa. După ce veneau de la biserică, se sfințeau niște așa numite alimente ritualice și se făceau mese. Mesele constau în... frigeau un miel, se dădeau, de exemplu, se făceau mămăligă cu brânză și toate preparate legate din miel. Mai târziu, dacă stăm și ne gândim, acest obicei s-a cam pierdut. De ce? Pentru că întreaga agricultură țărănească de subzistență, cum era și cum mai este, după părerea mea, nu mai serveau perceptelor fizice și perceptelor morale care erau în comunitatea țărănească. Acum lucrurile s-au schimbat. Satul este bulversat, satul este pășește în altă direcție, în altă parte. Încă nu știm unde și unde. Satul arhaic, tradițional, nu mai există. Mai există în foarte puține locuri. Ceea ce locurile care mai sunt, într-adevăr, sunt depopulate. Cum este, să dau un exemplu, Alunul din Țintul Pădurenilor. Dar deja ne îndepărtăm de subiect. Un alt obicei care este totuși legat este obiceiul acestor dovleci, în care în anumite zone, în Banat, de exemplu, există chiar o sărbătoare a dovlecilor. Adică ce e arab acum foarte mult timp, acum vreau să zic. Pe asta nu am încrumutat-o și noi aici? Nu. Era de fapt un fel de sărbătoare a recolterului, în care era un fel de recoltare, cum e recoltarea strugurilor, cum e recoltarea prunelor. Era recoltarea bostanilor din grădini, care avea o importanță foarte mare. Acum, dovleacul nu este o plantă proprie, cum să spun eu, spațiului agrar românesc. Ca și cartoful și alte au fost aduse. Dar el a fost
o legumă și este o legumă de mare importanță pentru masa omului de la țară, în primul rând. Noi știm prea bine ce mâncau înainte și cum mâncau. Ar fi un lucru. Dar acum se întâmplă altceva. Am putea să spunem totuși că noi avem o anume legătură absolut întâmplătoare cu practicile vechi celtice, anglosaxone, legate de această sărbătoare prin acest dovleac. Nu vedeți că și la televizor dă că s-a cultivat, a crescut un dovleac de 50 de kilograme, nu știu ce, așa, așa mai departe. Asta puțin ca expresie speculativă, ca să spun. Nu știu cât, ce baze științifice are. Problemele stau că a început această sărbătoare să aibă o penetrație destul de serioasă în societatea noastră și încotro se îndreaptă și care vor fi semnificațiile și care vor fi aspectele viitoare, rămâne să vedem cu timpul. Totuși, sărbătoarea ca atare este pitorească, este un fel de carnaval în ultimă instanță. Observăm că și după știința mea, carnavalul occidental, nu numai la italian și francez sau englez, își au originea în această mitologie veche anglosaxonă celtică, din care face parte și această travestire în alte personaje, cu ajutorul costumelor, cu ajutorul măștilor. Chiar și a picturilor mai nou, pentru că mai nou se pictează pe față. Bine, asta este un element de noutate. Un element de noutate, eu nu l-am văzut în altă parte. Așa, dar cum acum apare această pictură, acest tatuaj peste tot și la bărbați și la femei, excesiv, ne duce undeva la un obicei tribal în care, cum se spune, strămoșii noștri se pictau și se tatuau ca să alunge spiritele rele. E faptul acesta pe noi etnografii, etnologii care ne ocupăm cu destinele culturii populare tradiționale, nu ne sperie, dimpotrivă ne scormonește ideile noastre de a vedea care sunt implicațiile viitoare. Și probabil că ne ajută Dumnezeu și ne întâlnim, vom găsi noi și noi senzuri a acestei sărbători. Există destul de multe, cum spunea și dumneavoastră, de discutat pe această temă. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a scurs. Mă bucur că ați acceptat invitația în această emisiune și că ne-ați mai luminat referitor la semnificațiile acestei sărbători, care nu și-are rădăcinile în America așa cum am fi crezut uneori. Nu, firesc. Am explicat de unde am mers și unde a ajuns. Da. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii să mai povestim despre anumite sărbători despre care știm sau poate doar credem că știm cu adevărat ce semnifică. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru prezență și doresc telespectatorilor măști frumoase și un Halloween frumos și plăcut. Exact. Nu pot să închei înainte de a mulțumi colegilor mei, Ovidiu Oltean și Tiberiu Creț, Drupi, așa cum mulți dintre noi îl știm, pentru acest dovleac. Ei s-au chinuit să-l sculpteze, să îl facă așa cum arată acum, și pentru grafică mulțumesc colegului meu din regie, Alin Miheț. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor, vă doresc o seară plăcută și un Halloween plăcut. La revedere!